Vi l-am adus pe Moș Crăciun. Bun găsit și o să vă bucurați o oră aproape de Moș Crăciun în direct. Moș Crăciun care aduce anul acesta speranța. Că nu știm ce să mai aducem. Ia uite, avem aici în față un sac de speranță pentru voi și alături de mine, îmbrăcat și de nerecunoscut, este Dan Marina, coreograf, profesor de dans, arbitru de dans sportiv, care este în spatele tuturor camerelor din toate televiziunile din România, cu câte un cuplu frumos care dansează. Să știți că de câte ori vedeți la televizor, în vreo emisiune, un cuplu de dansatori premiați pe la mondiale, pe undeva sau la nivel național, sunt alături de Dan. Bine ai venit! Mulțumesc, Moș Crăciun! Bine te-am găsit, Luana! Știu de când erai mică și când veneam eu și ți-aduceam cadouri. Mai ții minte, da? Mă, dar nu mi-ai adus tot timpul ce am vrut. Nu? Vezi că mă cer cu tine acum. Pentru că nu ai fost cu minte. Adevărul că nu, așa dar e. Dar scrisurile tale toate au ajuns la mine. La un moment dat aveam un sac de scrisori numai de la tine. Nu știu de ce. Păi și toate scrisurile alea, ce se întâmplă cu ele? Chiar totdeauna m-am întrebat. Speranțele alea, visele alea, păi care și le pun copii. Ce crezi că fac eu un an de zile? Ce faci? Le citesc. Aaa, și mă gândesc restul anului? Da, normal. Okay. Eu recuperez, adică dacă tu în anul respectiv când mi-ai scris scrisoarea nu ai primit și înseamnă că n-ai meritat, urmează la anul. Moș Crăciun, vreau să te întreb, tu înăuntru tău mai ai un copil așa? Eu, că eu unul simt pe al meu. Tu îl simți pe al tău? Adică vorbești cu copilul ăla mic din tine care îți permite să te porți cu toți ceilalți ca și cu niște copii? Normal. Deci, în primul rând, Moș Crăciun este un copil mai, cel mai bătrân copil, să zic așa. Dar în sufletul lui copil. Sufletul lui este copil, da. De asta degajă și bunătate în tot ceea ce face. Și, bineînțeles, are grijă de copii. Te întreb asta pentru că știu că din 2009 te-ai apucat în paralel cu pasiunile și cu profesiile pe care le ai. Mai de mult. Mai de mult? Da, înainte de 2009. Da, da, din anii faci 80. Pe Moș Crăciun pe da, bune? Da, da. Dar în acest costum și context mai american, da, mai așa, modern, da, mai în modern? În ultimii 15 ani, să în zic așa. În ultimii 15 mai... ani. Aha. Dar am fost de peste 30 și ceva de ani Moș Crăciun, personaj. Și ce simți așa când deschizi ușa și nu mai figuri uimite, nu mai persoane care sunt cu luminițele aprinse în ochi? Adică, care e sentimentul tău cu atât de multă conexiune umană, pentru că acum ne lipsește așa de tare și atât de mult ne-o dorim, încât măcar să o descriem, să ne amintim cum este. Ce pot să vă zic, că am foarte multe amintiri foarte plăcute, chiar s-am făcut niște regii cu părinții, cu... au deschis ușa, au dus copilul în cameră, m-au pus în sufragerie, stăteam acolo cu laptele, cu biscuiții, cu ăstea, a trimis copilul până la bucătărie să ia un pahar de apă. Prima oară nu m-a văzut, da. Și când s-a întors, se auzea tare, când îi șoptea la părinte: tati, cred că e Moș Crăciun în sufragerie. Cum adică, cum? Tot felul de lucruri, adică părinții, în general, familiile fericite fac surprize celorlalți prin aceste sărbători, prin Moș Crăciun, prin mine, prin... Sunt, aș putea să scriu o carte despre... Dar cum ți-a venit ideea? Adică ce din tine te-a determinat să te simți Moș Crăciun? Pentru că tu chiar te simți, adică ne-ai dat aici o mustră înainte să începem filmarea, că ești un Moș Crăciun autentic, adică nu ești așa, doar pui un costum pe tine, pentru că trebuie să ai o stare, da. Trebuie să ai o... nu știu cum să zic, să fii jucăuș, să fii empatic... Nu poate să fie Moș Crăciun oricine. Da, ca să spun un secret, nici măcar nu eram major, a fost prima la Moș Crăciun. Nu cred. Da, eram pe vremea anii 80 și ceva și da, sunt bătrân, adică corespund acum, am un buletin, sunt ok. A trebuit să înlocuiesc pe cineva care nu a apărut și am făcut chestia asta și am început să-mi placă din ce în ce mai mult, am început să investesc în chestia asta și pot să zic că datorită faptului că am avut parte și în Coreea de Sud, unde am lucrat într-un fel de Disneyland, am fost personaj și pentru asta trebuie o pregătire, să nu am făcut facultatea de teatru sau... Da, cred că mă descurc destul de bine ca actor, mai ales că sunt și dansator, mai multe, mai multe. Dar s-a întâmplat să mergi la aceeași familie mai mulți ani la rând, să vezi copiii cum cresc, da, visele da, cum da, se îndeplinesc? Da, 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 da.
De foarte mulți ani, să zic 7-8 ani de zile, un copil mai mic, o fetiță dulce, Maia o cheamă, m-a avut ca moș anul ăsta, nu știu dacă reușesc să... Da, cred că aș reuși, pentru că joc foarte bine rolul. Ideea este că în ultimii ani, de la 3-4 ani, deja a început să danseze, să cânte, deja îmi face un spectacol când mă duc acasă la ea. Sunt foarte mulți copii și îi urmăresc, că mult știu. Și visele li se îndeplinesc, că ești pun câte un vis, câte o speranță în fiecare an. Adică vezi cum cresc odată cu visele lor, pentru că nu totdeauna copiii își doresc lucruri, își mai doresc și întâmplări, să ajungă nu știu unde, să atingă nu știu ce vârf, sau poate visează anumite călătorii, sau să avanseze, să progreseze în ceva. Dacă am legătură cu ei și cunosc mai mult, de exemplu, cum este în domeniul meu al dansului, logic că văd chestia asta. Eu, deocamdată, când sunt personajul ăsta, le îndeplinesc o dorință... În momentul atunci, respectiv, momentul respectiv, adică particip la foarte multe serbări, la foarte multe, sunt foarte implicat. La mine acest proiect începe din octombrie, noiembrie, decembrie și se termină pe 24 seara la ultima. Anul acesta vreau să fiu altfel, adică să pătrundă casele oamenilor. Prin mesaje scurte, prin discuții scurte cu copiii, adică părinții să mă sune și intrăm într-o convorbire privată, directă și o să aibă parte, adică și înainte de Crăciun și poți să și în ziua Crăciunului, dacă este nevoie, ca să întrebe copiii dacă au primit ceea ce mi-au menționat, adică și scrisorile pot fi online acum. Știu, este cam trist, dar se pot face regii, adică copiii se trebuie... Poate facem un eveniment mai mare, să intre cum să nu? Mai mulți copii pe Zoom și să se vadă și între ei. Cum să nu? Sau poate facem ceva afară. Da. Găsim cu siguranță un moș Crăciun, este spontan și răspunde așa imediat viselor, adică trebuie să înceapă să vină dorința, visul și dintr-o dată se creează spontan și soluția. Pentru că într-adevăr anul ăsta ne-a provocat pe toți să ne maturizăm, să ne liniștim, să ne privim pe interior. Iar Moș Crăciun mie mi se pare că este un simbol, adică cea mai așteptată zi a anului. Eu chiar dacă sub formă de mămică am avut ocazia să retrăiesc 18 Crăciunuri, iată, deja într-un mod absolut fabulos, pentru că așa cum mie mi-a plăcut Crăciunul, i-am transmis și fiicei mele, știi? Și nu exista sărbătoare mai mare la noi în casă decât aceasta. Ne pregăteam cu nu știu cât timp înainte, niciodată nu împodobeam bradul decât în ziua de Crăciun. Tradițional. Totdeauna cadourile veneau printr-un sunet la ușă, deci trebuia să auzim ceva la ușă că a fost Moș Crăciun. N-am avut așa parte de Moș Crăciun frumos ca tine în casă. Însă... Dar poți să ai, dacă ești cu minte, să știi... Uite, mai am puține zile să fiu cu minte, dar îți promit că zilele... Nu știu dacă hornul este mai corespunde, dacă... Să știi că eu până aer condiționat nu intru în casă. Eu stau la bloc, dar pot să cu frânghia pe... Nici pun fax nu vin. Adică, balcoane, da, așa, din balcon în balcon. Și asta vreau să spun, că noi ne maturizăm, însă rămân niște lucruri foarte copilărești care se petrec în preajma Crăciunului. Și aș vrea cumva anul acesta... toată lumea să facă o pauză de gândurile astea care ne-au negurat existența și să se gândească că sărbătoarea e sărbătoare. Să pună ceva roșu, să scrie o scrisoare către Crăciun, să viseze din nou, să-și permită să scoată acel copil pe care îl întrebam adineauri, Dănuță la mic și Luănică aia mică, știi, care se pot întâlni să vorbească așa cum vorbesc copiii între ei, fără să problematizeze, fără... Nu știu cum să spun, fără să aibă limite, pentru că asta mi se pare Crăciunul, nelimitat. Tot ce se întâmplă acum este un semn. Este un semn pentru ca oamenii să vadă că adevărată valoare este familia. Noi, datorită altor concepții, ne-am îndepărtat de acest lucru și eu cred că Dumnezeu a dat o palmă la omenire să se așeze din nou la casele lor. Și asta consider eu, că
suntem forțați, adică ne forțează. Da, da, da. Să privim casa, familia. Să privim casa, să privim familia, să stăm împreună. Deci asta nu este un lucru interzis, să stai în familie. Orice, dacă te uiți în jur împrejur, n-ai voie acolo, n-ai voie până la ora aia, dar să stai în familie nu-ți interzice nimeni. Da. Nici Dumnezeu, nici Moș Crăciun. Nici o întâmplare exterioară. Nici o întâmplare exterioară. Da. Deci astea, eu cred că această, nu vreau să-i pronunț numele, decât de Crăciun vreau să vorbesc, o să aducă foarte multă liniște și o să unească familiile foarte mult. Și de acest lucru cred că toți vor profita. Dar asta vreau și, scuză-mă că te contrazic, vreau să spun ceva foarte important. Indiferent câte cadouri vă doriți și, nu știu, vise, nu știu, orice, cel mai mare cadou este familia, să știți. Și asta pot să vi-l dea Moș Crăciun gratis, nu vă costă nimic. Adică cum? Mi-aduce o familie dacă familia mea, zicem, nu este atât de completă și complexă cum e o familie mare, cu nu știu ce. M-am referit că cel mai frumos cadou este când spiritul sărbătorilor și că toată familia se unește pentru acest scop. Adică este o familie unită, un moment unic. Mai sunt, e și de sărbătorile de Paști. Poate o să vin și în iepuraș și vedem, mai vrem negociem. Ce vreau să te întreb? Moș Crăciun, tu dansezi ca și Moș Crăciun? Cum să nu? Deci, ai avut solicitări și să dansezi sau ai avut așa un trigger? Te-a plecat din tine? Da, așa sunt. Adică n-ai cum să stai locul ei. Deci îmi tremură picioarele, nu că am probleme. De la ritm, de la... Da, 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 îți vine să sari. Am vrut să fiu altceva. Întotdeauna mi-am dorit, în tot ce am făcut, să fiu altceva, să fiu altfel. Au decăzut așa, rând pe rând, niște chestii legate de familie, datorită faptului că au fost niște perioade mai agitate și mai ales în orașele mari, uite, cum e Bucureștiul. Câți se căsătoresc, de două ori mai mulți divorțează, nu știu cum, se adună cu cei care s-au căsătorit și anii trecuți și din ce mai multe despărțiri. Însă este loc pentru liniștea care va veni, zic eu, în viitor, să ne reconfigurăm și lăsând la o parte contractele sau felul în care ne credem a fi familii, pentru că, de exemplu, putem fi o familie de oameni cu aceleași pasiuni, o familie de oameni cu aceeași gândire, o familie de oameni care avem grijă unii de alții. Putem să fim familie pentru, uite, am avut-o pe Iuliana Marciuc la un moment dat aici în emisiune și povestea despre un cămin de bătrâni de care se ocupă și unde merge. Adică, mi se pare că putem fi familie, cum și tu, de exemplu, ești într-un fel un membru al familiei de sărbători, pentru atâtea familii. De aia spune că ne putem pune în acest rol până îl simțim, până îl desăvârșim sub mult mai multe forme, mai neconvenționale. Pentru că lumea acum trebuie să meargă spre noi, trebuie să introducem gânduri noi, idei noi, sentimente noi, pentru că cele vechi uneori nu mai pot rula. Din păcate, familia tradițională, aceea care o știm noi, frumoasă, merge într-un anume context geografic, să cultural. Știi cum există, sunt oameni care se zbat. Nu neg, se zbat foarte bine. Dar pe de altă parte trebuie să acceptăm și modul nou în care familiile trăiesc astăzi. Sunt familii monoparentale, care și ele trebuie să se bucure la fel. Deci o familie un personaj cu o pisică, poate să fie, să știi. Bineînțeles eu, adică, asta spun, oricine, oricine este o familie. Unde există dragoste? Unde este dragoste, acolo e familia. E familia, da. Nu, de-aia am spus să destructurăm picture-ul acela că familia trebuie să fie nu știu cum, pentru că sunt atât de mulți oameni singuri. Mamă, tată și verișori. Sunt atât de mulți oameni singuri care de Crăciun și de Revelion stau și se uită, nu știu unde se uită, își aprind o lumânare, niște luminițe, bradul acolo, până așa, și se uită acolo, pur și simplu. Și trebuie să nu fie singur, să fie cum ai zis. Da. Trebuie să fie în sufletul lor, adică speranța pe care aduce Crăciunul. Să simtă în perioada aia. Este pentru toți, da. Da, da, da. Hai să trecem puțin la alt subiect, dragă Moș Crăciun, pentru că sub aceste haine se ascunde un mare dansator, un coregraf și un arbitru de dans sportiv. Și, cum te-am prezentat la început, însoțești toate cuplurile celebre, pe la emisiuni,
la diverse filmări, în filme, adică ai avut agenție de casting, ai avut o viață foarte palpitantă și plină de artistic. Și aș vrea, pentru că pledoaria mea de mai mult de 6 ani este către dans sub toate formele, nu puteam să am decât un Moș Crăciun dansator în această perioadă. Păi de asta și arăți așa bine, pentru că te-ai reorientat. Aveai două variante, înțeleg? Ori. Și ți-ai dat seama că dansul și, în general, ceea ce faci tu, un fel de terapie din dans și astea, chiar ajută. Și uite, ești un exemplu. Și sunt foarte mulți care au găsit o relaxare prin acest lucru. Da, și adică reveni la un mod de viață sănătos, pentru că dansul aduce atât de multă plăcere, descarcă atât de mulți hormoni ai fericirii, sub toate formele, orice formă de dans. Îmi pare rău că n-avem ocazie aici să arătăm, dar poate cu altă ocazie, când o fi vară, facem niște filmări pe afară, cu improvizație de dans. Cât de puțin știi, asculți muzica și faci câțiva pași și deja începi să te simți relaxat și fericit. Și iată că toți dansatorii arată bine și tu. Arăți extraordinar de bine. Mulțumesc. Dansatorii nu capătă proporții atât de ușor. Acum, din păcate, nu o să te dezbrăcăm, pentru că nu vreau să destructurez acest vis. Însă cei care te cunosc și cei care te vor contacta, poate pe pagina ta de Facebook, pentru coreografii sau pentru dansuri sau pentru diverse evenimente cu dans, după ce trece Crăciunul, bineînțeles, pentru că acum sper să fii solicitat din plin ca și Moș Crăciun, au atât de mult de câștigat și de învățat. Și aș vrea să-mi spui și perspectiva ta, pentru că fiind în dans sportiv, tu ești acolo unde e performanță. Dansul sportiv este sportiv, adică acolo se dă o luptă pentru medalii. Cineva, cum e dansul? Este sportiv. Adică vorbim de o ligă foarte înaltă, nu vorbim de un dans de amatori. Cât de mult timp își petrec dansatorii aceia frumoși pe care îi vedem noi la campionate? Pentru că tu, ca arbitru, trebuie să ai o mare finețe. Ca să... Că toți par atât de buni. Eu când îi văd, mi se par impecabil. Toți, nu știu pe ce criterii se pot alege cei... Wow, așa, care... Pot să vă zic că am o experiență de peste 30 de ani în acest domeniu, mai ales al dansului sportiv. Am cunoscut copii de mici și care acum deja au ei la rândul lor copii și multe generații de dansatori, am crescut și eu. Și am rămas uimit de cum poate să evolueze un om. Nu este mai mult decât profesorii care fac matematică și... Pentru că noi trăim cu ei, deci la un moment dat... Și dezamăgiri, și neputințe, limitări fizice. Adică să lucrezi 10 ani cu un copil, să ajungă la marea performanță totală, adică, și după aceea să se lase, e ca și cum arăpe ceva din tine, pentru că noi suntem, de fapt, ei fac parte din familia noastră, pentru că aceste antrenamente sunt zilnice, nu sunt de multe când ori, mai ales când, când se urmărește un program. Acum, cu pandemia, sunt școli care sunt deschise pentru că au toate măsurile luate, sunt afișate. La noi, la Federația Română de Dans Sportiv, se fac concursuri online, provocarea campionilor, chiar așa se numește. Da? Da, adică campionii, foști campioni naționali, mondiali, europeni, provoacă pe ceilalți la anumite dansuri, coreografii foarte simple. Și sunt destul de mulți, adică sunt foarte... Concursul este pe YouTube, este... Mă rog, acum să lucrez la o platformă mai evoluată, mai... Să se facă și altceva mai puternic. O surpriză urmează să pregătească Federația Română de Dans Sportiv. Bun, și revenind la cei care îi vezi crescând de mici, sunt copii cu adevărat reușiți. Eu am văzut, sunt copii... Această pasiune pentru dans, mai ales pentru dansul sportiv, îi face să aibă o postură, o verticalitate, o sensibilitate care îi ține, în primul rând, departe de pericole și departe de... Că alți trăiesc adolescenți trăiesc într-un alt mediu mai... cum să vă zic eu, puțin mai izolat de tentații de... Și am întâlnit copii, chiar eu am avut, care au fost... olimpici. Deci chiar nu i-am curcat. Au fost și la mondiale, au dansat. Și au fost buni și la școală. Și la școală. Adică...
și acum au ajuns pe uneori disciplina, ajuns... seriozitatea merg împreună. Da, poate este și ceva nativ, adică sunt anumite, dar în general nu am curcat, n-am auzit în viața mea pe cineva să fi încurcat dansul în cariera și școală. Uh-huh. Adică din contră. Chiar am avut la un moment dat cineva o notă mai mică și maică s-a zis că nu-l mai lasă la dans. Și s-a pus și a învățat și a rămas de atunci și a luat o lecție. Adică sunt copii care își doresc foarte mult acest lucru și este o pasiune de timpul liber mai frumoasă și mai plăcută decât orice. Nu poate orice. Să existe, da. 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 Mă rog, sunt foarte multe sporturi, sunt și dansul sportiv este un sport, adică nu este neapărat este o disciplină sportivă. Suntem și în Comitetul Olimpic, urmează să fie aprobat pentru Jocurile Olimpice. Deocamdată s-a aprobat genul ăsta freestyle, breakdance-ul. Uh-huh. Este mai... Dar există... Pentru tine așa, dacă ar fi să spui trei cuvinte despre dans, ce înseamnă dansul pentru tine? Pentru mine? Uh-huh. Nu știu, este... În trei cuvinte mai greu? Aș scrie o carte, pentru că... Eu m-am apucat destul de târziu de dans, la vârsta de 16 ani, să zic așa. Făceam un anumit sport, hai să zic ce făceam. Deci am făcut 6 ani de judo, 4 ani de fotbal și din fotbal am intrat în dans. Și mi s-a părut, nu știu, ceva wow. Deci... Diferența foarte mare, nu știu, mi s-a părut, m-am dus și la o școală populară de artă și m-am uitat direct, m-a fost chemat acolo să fac balet. Deci din fotbal în balet, fotbal de performanță. Deci da, nu, da. Grește că la pacea cola de la fotbal și la balet ți le strângă. Da, și, da, da. Am început să devin pasionat de artă. Deci, pur și simplu... Ți-a schimbat viața total. Mi-a schimbat viața. Deci eu nu mă uitam la un tablou. Eu nu înțelegeam pe ăștia care... Mi se părea că sunt niște oameni care mângălesc ceva. Da, da. Și mergând la o școală de artă, am realizat că viața poate să fie... Dacă faci altceva și în afară de sport, poate să însemne mai multe lucruri. Adică... E mult mai bogată, mai e mult bogată, mai diversă. Mai, da, da, da. Asta vreau să spun. Eram concentrat, mă duceam la stadion, băteam mingea, mă întorceam acasă. În timpul liber făceam altceva. Ducându-mă la o școală populară de artă și unde auzeam un instrument, un ăsta, adică chiar dacă mă uitam la televizor, da, la vârsta mea nu înțelegeam și nu mă interesa altceva. Dar auzind un instrument, o tipă care începe să cânte la, din voce, la pian, la... am devenit foarte pasionat. Sensibil. Bine, cred că am avut și chestia asta în sânge, că de acest lucru am evoluat foarte repede. Deci, în primul rând, dansul, dacă ar fi în trei cuvinte, este o amintire plăcută, a descoperit ceva ce nu credeam că există în mine. În al doilea rând a fost, este, mă rog, este, reprezintă toată viața mea, care mi-a desfășurat-o în cele mai frumoase moduri, de la a face performanță în dans sportiv, a preda, a lucra cu copii, de a avea contracte pe dans în televiziune și în străinătate. Acolo descoperi cât de bun ești. Este exact ca la Olimpiadă. Uh-huh. Poți să, un casting pentru dansatori ca să danseze într-un mare show în străinătate este ca și cum te-ai calificat la Olimpiadă. Adică da, ești da, acolo. Da, da. Nu se dau premii, dar toți finaliștii sunt în același loc. Nu există locul întâi. Există decât buni și foarte buni. Și de asta, asta a fost și deviza mea când am lucrat cu copiii. Am avut un caz la un moment dat în care un copil, pot să zic că au trecut 3 ani de zile și venea să-i zic numai că s-a, nu mai ziceți doamnă că vă chinuiți, nu știu ce. Dar el era foarte pasionat. A plecat în vacanță și când s-a întors, era mai bun decât unul talentat. Deci atunci a refulat și a zis în viața mea, deci au trecut 25 de ani de atunci, nu o să mai zic niciodată, nu o să mai dau un verdict, pentru că ăștia sunt copiii. Deci... Vine un moment așa da, în care se da, produce... Da, 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 și a rămas... Își permite să, să se desfacă, să se dezvolue. Și de aici pleacă totul, adică... Mi-a făcut plăcere să lucrez foarte, foarte... Am crescut generații care... Ce să zic, au peste 20 ceva de ani, chiar 30 de dansatori.
am lucrat vreo 14 ani la Cercul Militar Național, unde am avut 8 clase, la care predam, 8 clase erau, și de adulți și de copii, de la cea mai mică vârstă. Păi știu că și eu acum, de când am intrat în lumea tangoului, mulți profesori care predau și tango te-au avut colaborator, profesor, da, ai predat... Da. Tudor Mihai, a fost elev și nu pot să zic că datorită mie, și el este nativ, el făcea și instrumente, adică este un tip super. Și plecând de la faptul că a făcut cu mine dans, a descoperit, sau poate eu l-am făcut, sau el oricum avea ceva nativ, și a dezvoltat și spre tango argentinian, salsa, majoritatea. Eu zic că ajută, toți avem de învățat, adică nu consider că eu am fost neapărat mentorul lui. Eu zic că mentorul la tot ce este frumos pe planeta asta este Dumnezeu. Da, hai să revenim la experiențele tale de Moș Crăciun și să mai povestești ce auzi de la copii. Poezii, cântece, le reții, le spui și tu, care este schimbul acesta de momente artistice între Moș Crăciun și micuții... Întotdeauna cu care te întâlnești. Am încercat să nu fiu un personaj negativ. Niciodată, și chiar am rugat pe părinți în momentul în care un copil este puțin speriat, să nu insiste. Pur și simplu mai bine fără apariție sau mai bine decât pur și simplu o umbră. Pentru că pentru copii este ceva un șoc chestia. Nu sunt toți copiii obișnuiți. Și fata mea a fost... Și unii cred în Moș Crăciun, sunt unii copii care cred în Moș Crăciun cu adevărat, mai ales cei care n-au frați mai mari care să vină să spună Moș Crăciun nu există, mai ales cei micuți așa, și care se uită la desene, la filme. Nu îi las să îi forțeze să spună poezii dacă nu vor. Adică trebuie să vină așa. Le permis să fie... Da, să fie ei, adică pur și simplu mai bine să vorbim, adică nu este o miză asta, ca să-i dai un cadou la un copil, să supui să facă ceva care este standard. Nu e un standard. Vorba de, cum să zic eu, dialogul ăsta în sine, de prezență, de... Și atunci așa-l simt eu. Îl simt. Dacă nu vine el la mine, nu trebuie să-l forțez. Mă duc eu la el. Adică nu este o problemă. Și trebuie să știi cum să scoți acest... E ca și cum e ca o prăjitură, înțelegi? Poți să bagi mâna în ea sau poți să mânci cu lingurița. Ce frumos, ca o prăjitură. Dragilor, ne apropiem încet încet de sfârșitul acestei ediții, în care l-am avut pe Moș Crăciun, Dan Marina, dansator, coregraf și arbitru, așa cum am început, așa. Ia urează-mi și mie ceva în încheiere, te rog frumos, așa, încarcă-mă. Cu urările lui Moș Crăciun, vreau să fac Crăciunul acum înainte, pentru că pe urmă o să fii dat și nu o să te mai prind. Și vreau să-mi urez. Nu vreau să te umflu, să fii mai umflată decât mine. Știi prea bine că ție Dumnezeu ți-a dat ceva și are ceva deosebit pentru tine. În primul rând, ai o familie frumoasă, ai o fată frumoasă care o cunosc de mică și a fost Moș Crăciun la ea, dar tu nu mai ții minte. Ba, cred că vă la 3-4 ani. Așa, atunci. Da. Și... ce să-ți urez eu ție, că nu știu, mi se Dulce pare Românie. Că ai tot, adică ești ca o tartă de fructe. Deci asta înseamnă, este ceva nativ, nu e, n-am zis ceva, o tartă de vanilie, de fructe, da, adică ceva natural. Da. Cât mai natural. Sunt bio. Că, da, ești bio, da. Ce să zic, că arăți foarte bine, îmi plac emisiunile tale foarte mult. Îți doresc multă sănătate, că de asta avem cea mai mare nevoie, deci sănătate și fericire, din punctul meu de vedere. Le dublez și ți le dau înapoi din suflet, dragă Dan. Și cam aici o să ne oprim, pentru că magia Crăciunului trebuie să se petreacă atunci, pe 24, pe 25, și nu vreau să le zicem pe toate, să le facem pe toate. Și dacă... Pentru chestia asta, să știi că vreau să te invit la dans. Face cum și noi un dans, un dans. Păi n-am dansat niciodată noi doi. Cum? Nu am dansat? Păi nici nu este nevoie, pentru că o să facem o magie și o să le transmitem la telespectatori așa o energie de Crăciun și o să facem un mic vals. Ah, bine, dacă e vals, mă bag atunci. Nu este nevoie, să facem pe loc, o să facem o coreografie frumoasă așa, în premieră, adică nu o să ne pregătim. Am deja emoții. Fiți atenți, da? Ia, fiți pe fază. Thank you.
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding, now bring us some figgy pudding and bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.